Atom și Iona cu Single Love. Bună dimineața, bine ați venit la noi. Bună dimineața. De unde veniți voi? Încotro vă duceți? Începem cu dumneata. Vin de la Focșani. Perfect. Cu ce? Cu ce ai venit de la Focșani? Cu mașina. Greșit? Încă o dată, cu ce ai venit de la Focșani? Cu mama, cu mașina. Deja ne apropiem. Și mama în portbagaj a pus din greșeală 5 litri de ceva? Nu știu. Greșit? Greșit. Mijlocul de transport este defect. Încă o dată. Dacă ai deschide portbagajul acum și ai uita așa în dreapta la roata de rezervă, în stânga găsești 5 litri de... ceva alb sau roșu, nu știu. Începe să ne împrietenim! Iată! Vrei să fim prieteni! Am înțeles! Da. Dumneata, de unde ai venit? De la Slobozia. Sper că n-ai venit cu nimic. Cu tren. Și cum se întâlnesc doi oameni de la o distanță apreciabilă să facă o piesă împreună? Vorbesc eu sau vorbești tu? Te rog, până nu o chemăm pe mama. Ok, deci Atom a căutat pe Facebook. Da. Și mi-a arătat piesa asta și mi-a propus să facem o colaborare. Uh-huh. Mie mi-a plăcut foarte mult mesajul piesei. Da. Și am zis să-i fac și o linie melodică pe refren și niște versuri. Și așa a ieșit colaborarea. Am înțeles. Domnul Atom, îmi pare bine și... piesa se adresează tuturor românilor care sunt plecați și care au dor de casă. Am înțeles, tu ai dor de casă, acum ți-e dor de Slobozia? Da, mi-e sombră, sunt ca casă. Am înțeles. Domnule Atom, să nu uiți că ești indivizibil. Pare bine. Sau foarte greu de spart în două. Oricum, e o treabă nucleară când desfaci. Mulțumesc tare mult, aveți grijă de voi. Dacă pleci acasă tot cu mașina, nu uita să... Mulțumesc. Să nu pleci cum ai venit. Ok. Lasă ceva. V-am pupat, aveți o zi frumoasă. Mulțumim.